Introductiv și ilustrativ, aș dori să vă creionez o scenă de-a dreptul șocantă și dramatică. Un om se află în apa botezului și îi se cere să își spună pe scurt mărturia personală. Și el începe. M-am născut în familie de credincioși. Evrei. De mic, părinții mei m-au dus la sinagogă. A fost un băiat liniștit, de mic am crezut în Dumnezeu, părinții mei m-au învățat legea, am dobândit cu timpul o atracție deosebită pentru Cuvântul lui Dumnezeu, așa încât, cu trecerea timpului spre adolescență, am simțit această chemare, înclinație, dăruire spre învățătură. Așa că lucrurile au luat direcția asta fericită și, la scurtă vreme, am aderat la cea mai serioasă, îngustă, sfântă, separată partidă religioasă a vremii mele. Apoi, lucrurile au mers într-o direcție mult mai bună. Am fost desemnat să fac parte din conducerea nu doar religioasă, ci și politică a vremii și l a sluvit cu, pe Dumnezeu cu credincioșie până la vârsta aceasta înaintată. Avem de-a face cu un bătrân. După mărturia lui scurtă, este întrebat câteva întrebări. Evident despre Domnul Isus. Crezi că Isus este un învățător unic? Da, cred. Crezi că lucrările pe care le-a făcut Domnul Isus sunt de la Dumnezeu? Da, cred. Crezi că El vine de la Dumnezeu? Da, cred. Crezi că nu mai este nimeni ca El? Da, cred. Rezultatul este, pe baza mărturiei tale, tât se rupe filmul. Problema este că față în față cu omul acesta este Domnul Isus Hristos. Și Domnul Isus Hristos îi spune, nu putem face botezul. Trebuie să fii Născut din nou. Ăsta este modul în care trebuie să înțelegi scena aceasta. Este un om care a trecut prin absolut tot ce putea să treacă un evreu ca să ajungă la mântuire. A făcut toți pașii, a avut cele mai grozave performanțe religioase, se află spre sfârșitul vieții sale. Și Domnul Isus Hristos, printr-o lovitură de ciocan, dărâmă absolut tot ce a construit omul ăsta. De asta Nicodim întreabă, refrenul este acesta, dar cum se poate? Dar cum poate? Dar cum se poate? Dar cum poate? Dar cum se poate? Pentru că pentru el e absolut șocant. E absolut șocant că el nu este în regulă. Că el nici măcar nu poate vedea împărăția. Acea împărăție despre care el a vorbit, a predicat, a învățat pe Israel. Vine împărăția asta, era nădejdea lor, împărăția lui Israel. Ucenicii după învierea Domnului Iisus Hristos. Doamne, când vei restabili împărăția lui Israel. să nu spunem, nu-i treaba voastră. În felul acesta, în cheia aceasta, șocantă, dramatică, trebuie să citim această întâlnire dintre Domnul nostru Isus Hristos și Nicodim. O întâlnire în care subiectul principal, că imediat după asta avem detaliat despre botez, subiectul principal este nașterea din nou. Și aș dori să încep prin a vorbi puțin despre dovada nașterii din nou. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Știți, de-a lungul timpului vi s-a spus, multe predici farisei erau cea mai îngustă partidă a evreilor, dedicați legii lui Moise și care cu timpul, în perioada intertestamentară, dintre cele două testamente, au produs, sau împotrivit foarte puternic, elenizării, culturalizării evreilor, iudaismului și au produs o tradiție rabinică pe lângă legea lui Moise foarte puternică. Ei aveau în vremea Domnului Iisus Hristos și după aceea o influență deosebită în Sanhedrin. Sanhedrinul fiind consiliul care conducea Israelului și el s-a sub marele preot. Scriptura ne spune aici că era nu doar un fariseu, ci erau un, un fruntaș al iudeilor. Aceasta este expresia care se referă la poziția în Sanhedrin. Da? Ei erau considerați de evrei cea mai pură, cea mai dedicată, cea mai evlavioasă partidă religioasă din Israel. Dacă vrei să-ți iei, să iei standardele de trăire de undeva, să te raportezi la un standard, te uitai la farisei. Poate nu reușeai să trăiești ca ei, să ca ei, dar te uitai la ei, da? Fariseii cu timpul și Domnul Isus Hristos arată foarte clar lucrul ăsta, au devenit foarte îngânfați și mândri datorită poziției lor privilegiate în Israel ca și partidă, datorită preocupărilor speciale pentru lege, întotdeauna discuția lor cu Domnul Isus Hristos este cu privire la chestiunile din lege și datorită practicării disciplinilor spirituale în varianta iudaică, într-un mod meticulos meticulos. Începând de la post, rugăciune, zecioală. Deci oamenii ăștia erau extraordinar de cu chestiunile astea. Și trebuie să observăm că Domnul Isus în toate evangheliile nu condamnă nicio categorie de oameni. Cu atâta vehemență ca pe această categorie. Și asta este șocant. Nicio categorie de oameni nu condamnă cum îi condamnă pe oamenii aceștia. Nicodim vine la Domnul Isus Hristos și având în vedere poziția lui religioasă, de fariseu și poziția lui în societate de fruntaș al iudeilor venirea lui la Domnul Iisus Hristos este cu adevărat remarcabilă remarcabilă unii zic că a venit noaptea fiindcă era frică de ceilalți azi zic că a venit noaptea fiindcă era liniște și putea să dialogueze cu Domnul Iisus Hristos pe o chestiune personală în pace și liniște fără să-i tulbure nimenea Posibil nu uh, face subiectul nostru și interesul nostru în această dimineață acest lucru. Vreau să vă uitați la Nicodim și nu la voia întâmplării. Ioan menționează cum se adresează Nicodim la Domnul, Domnul Iisus Hristos și ce credea Nicodim despre Domnul Iisus Hristos. Da? Uitați-vă, nimic din ce spune Nicodim nu este greșit. I-a spus învățătorului, da? Îl recunoaște pe Domnul Iisus ca învățător. Deși era greu să faci parte din învățătorii lui Israel, da? Și tu să spui despre unul a cărui învățători nu prea sunt recunoscute de toți colegii tăi și tu să spui învățătorule. Da? Îl tratează ca pe un egal. Aici avem de-a face cu un om bătrân care se uită, gândiți-vă, la un puști de 30 de ani. Un bătrân și care îi spune învățătorule, îl recunoaște învățător. Domnul Iisus n-a fost la Academia lor, n-a fost la Facultatea lor, nu și-au luat diplomele la ei. Domnul Isus. Și totuși îi spune Învățătorului. Un lucru remarcabil, da? O smerenie din partea lui Nicodim, ca să facă lucrul ăsta. Recunoaște proveniența divină, da? Că el vine de la Dumnezeu. Știm că ești un învățător de la Dumnezeu, da? Pentru cei mai mulți să fie foarte clar. Erau sub semnul întrebării în chestiunea asta. Și vedem, cu trecerea timpului, devine clar, în ghilimele, pentru ei că el nu era de la Dumnezeu. Totuși, el vede că el recunoaște, declară, mărturisește că vine de la Dumnezeu căci nimeni, aici îi se arată unicitatea lui, căci nimeni. Deci există un bătrân din Israel, un fariseu, un fruntaș al iudeilor care recunoaște că nu este nici unul ca Domnul Isus. El este unic. Este un lucru remarcabil. Nimeni nu poate face semne pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Da? Recunoaște care semne unice, distinctive, da? care recomandă pe Domnul Isus Hristos ca unul care nu vine de la diavolul, cum spuneau alții, că face cu puterea diavolului, și că face cu puterea lui Dumnezeu, da? Cu puterea lui Dumnezeu. Recunoaște că Dumnezeu era, nu doar că venea de la Dumnezeu, ci că Dumnezeu era cu Domnul Isus Hristos. Nimeni nu poate face semne pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Foarte interesant. Domnul Isus Hristos nu este ademenit de declarațiile sale. Domnul Isus Hristos nu este pus în umbră de poziția lui. Și cu atât mai puțin Domnul Iisus Hristos nu este pus în umbră de starea lui spirituală înaltă. Oricât de înalt îi se părea lui Nicodim că este. Da? Și observăm lucrul acesta astăzi, foarte mulți oameni în chestiune spirituale cred, cred și unii dintre ei cuceresc masele și deturnează adevăratele discuții prin proeminența lor, prin popularitatea lor, prin prerogativile pe care le au ei, Domnul Iisus Hristos nu este prins în cursul asta. Domnul Iisus Hristos nu introduce în discuția lui absolut nimic din viața lui Nicodim. De fapt, el menționează implicit ceva despre viața lui Nicodim și vom vedea imediat. Da? Domnul Iisus nu este interesat de o discuție cu Nicodim despre minunile sale. Domnul Iisus nu este interesat uh, uh, într-o discuție cu Nicodim despre proveniența lui, că el vine de la Dumnezeu. Domnul Iisus nu este interesat nici de calitatea lui de învățător în discuția lui cu Nicodim. Domnul Iisus Hristos trece cu vederea toate aceste lucruri, pentru că sunt mulți oameni care sunt dispuși să discute despre doctrine importante, cum ar fi Cristologia, dar să nu discute despre starea sufletului lor. Acesta este motivul pentru care Domnul Iisus omite complet să aibă un dialog cu Nicodim pe această uh, chestiune, da? Ce face Domnul Iisus? Domnul Iisus îl tranșează la propriu direct și spune Nicodim adevărat, adevărat să-ți spun că dacă un om nu se naște din nou nu poate vedea în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că acesta este modul în care trebuie tratați oamenii cu neprihănire personală, religioși și farisei. Tranșați exact cum a făcut Domnul Iisus Hristos. Ei vor sta ceasuri întregi la discuții cu tine despre tot felul de chestiuni doctrinare. Deci s-ar putea să nu fie născuți din nou. Și este o pierdere de timp. Și este o înșelare a acelui om. Domnul Isus Hristos, asta e metoda pe care Domnul o, o, o prezintă, da? Asta e metoda pe care Domnul o prezintă. Și prin această. Imaginați-vă-l Nicodim cu toți epoleții lui religioși, da? Și Domnul Isus Hristos, dintr-o lovitură, tranșează pentru totdeauna faptul că pregătirea academică poziția socială, afirmațiile doctrinare corecte, experiența îndelungată în religie, că ei un bătrân vedem imediat, cunoașterea profundă, largă a legii, a cuvântului lui Dumnezeu, moralitatea exterioară excepțională, cârmuirea în poporul lui Dumnezeu, apartenența la cea mai îngusă și în altă partidă religioase, nu dovedesc, nu pregătesc și nu contribuie și nu ajută la nașterea din nou. Dintr-o singură lovitură, Domnul Iisus Hristos spune, tot ce, tot ce ai venit în cărcătura ta, istoria ta, este complet irelevantă pentru discuția și realitatea nașterii din nou. Imaginați-vă șocul fantastic pe care îl suferă Nicodim. Când în mintea lui se învârte toată viața pe care el a construit-o, că asta era esența fariseismului. O încercare de a-ți câștiga mântuirea înaintea lui Dumnezeu prin neprihănirea proprie. Asta spune Pavel. Pentru că și-au pus înainte o neprihănire proprie, nu au putut găsi neprihănirea lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos, din o lovitură, dărâmă absolut totul. Dă absolut totul. Să treci prin acest proces lung, anevoios, spiritual, să urci încet, 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 încet. dar să câștigi cu greu e poleții religioși și spiritual. Și să vină unul de 30 de ani și să facă praf și pulbere într-o secundă totul. și să spună, e -relevant ce relevant ce spui tu? E relevant ce ai făcut tu? Cine ești tu? tu trebuie să fii născut din nou. Să fii dedicat până în măduva oaselor. Să-ți fi dat toată viața. Să nu fi avut și tu un loc de muncă. Să ai și tu o familie, cum au toți ceilalți oameni. Să-ți fi dedicat toată viața. Să-ți fi consumat toate energiile, toată viața. Toată viața. Pentru lucrurile spirituale și religioase și un tânăr galilean, respins de învățătorii vrem să-ți spună că nu e născut din nou. Nu ai ajuns măcar la minimum. adevăratul, de ce Domnul Iisus Hristos îi spune lucrul ăsta? Și acum noi am putea să spunem, Domnul Iisus Hristos îi spune lucrul acesta pentru că Domnul Iisus Hristos vedea în inimile oamenilor. Da, Domnul Iisus vedea în inimile oamenilor, de eu vă spun că Domnul Iisus i-a spus lucrul acesta despre nașterea din nou, dintr-un motiv pe care și noi îl putem observa. Și nu la voia întâmplării Domnul Iisus Hristos leagă nașterea din nou de împărăție. Veți vedea după aceea în Evanghelie că foarte des se vorbește despre moștenirea vieții veșnice. Cine crede are viața veșnică. Lui Nicodim îi vorbește despre împărăție. Oare de ce? Bine, asta era nădejdea Israelului, este foarte clar, dar vorbește dintr-un motiv foarte simplu. Cristologia noastră este un test al nașterii noastre din nou. Ceea ce credem noi despre Domnul Isus Hristos dovedește dacă suntem sau nu născuți din nou. Nicodim nu greșește în absolut nimic din ceea ce spune el aici. Nicodem greșește prin ceea ce nu spune aici. Nicodim este interesat de împărăția lui Dumnezeu, de asta vrea să continue discuția. Evreii sunt interesați de împărăția lui Dumnezeu, de asta le place să discute despre lucrul ăsta. Problema aici este că Nicodim nu are niște afirmații complete, o mărturisire completă despre Domnul Isus Hristos. Asta este problema. Asta este problema. Da? Deci dovada nașterii nou, acesta este primul meu punct, este ceea ce credem noi despre Domnul Isus Hristos. Iar Nicodim nu credea ceea ce trebuie despre Domnul Isus Hristos. Nicodim credea că Domnul Isus Hristos este un învățător. Insuficient. Corect, dar insuficient. Insuficient. Sunt atei care cred că Domnul Isus Hristos este unul dintre cei mai remarcabili, sau dacă nu cel mai remarcabil învățător care a trăit pe pământ. Este irelevant. Dovada suprema nașterii din nou este relația mea cu Domnul Isus Hristos. Și prin simplu fapt că declar ce cred eu despre Domnul Isus Hristos, trădez ceea ce este în inima mea. În al doilea rând, aș vrea să vă uitați la centralitatea nașterii din nou, când Domnul îi spune, drept răspuns i-a zis, ca să întărească afirmația aceasta foarte importantă, ca să apese fiecare cuvânt pe care îl spune, niște cuvinte simple, scurte, adevărat, adevărat, îți spun, dacă un om nu se naște nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu, da? Imaginați-vă, noi îl avem pe Nicodim în toată pompa religiei sale, un exponent cu vechime în, în partida sa religioasă, cu performanțe spirituale remarcabile de o parte și îl avem pe acest, care din punct de vedere omenesc, este un tânăr galilean de partea cealaltă, care într-un mod simplu, direct, onest. Îi spune că îl șochează cu acest adevăr că toată religia aceea exterioară este inutilă pentru că el are nevoie să sufere o transformare interioară, lăuntrică, a inimii. Asta este nașterea, lui, nașterea din nou. Toată religia lui Nicodim se năruie printr-o singură lovitură de grația Domnului Iisus Hristos printr-o propoziție simplă care arată că problema principală a iudaismului și în special a fariseismului era exteriorizarea religiei. Dacă faci asta, dacă urci pe drumul ăsta exterior, o să fii mântuit. Și Domnul Iisus Hristos spune, nu, ai nevoie de o transformare întâi lăuntrică, de interior. Da? Motivul pentru care Domnul poate să spună despre nașterea din nou este faptul următor. Este faptul următor. Domnul aduce în discuție împărăția lui Israel, o leagă de nașterea din nou. Împărăția, în contextul acesta, este domeniul spiritual al mântuirii în care Dumnezeu aduce oameni. Prin nașterea din nou și prin credința în Singurul mijlocitor care este Domnul Iisus Hristos. Problema lui Nicodim era că Nicodim era preocupat de împărăție, dar nu vedea că în fața lui era împăratul. De asta nu era născut din nou. De asta nu era născut din nou. El vroia să fie împărăție, în împărăție, în fața lui este împăratul și el nu vede în împărat decât un Învățător. De asta nu era născut din nou. Nașterea din nou este momentul acela extraordinar când, din acest revoltător sau acest învățător sau acest nonconformist, Isus Hristos, când, din perspectiva aceasta, Duhul Sfânt îți transformă complet mintea și întregul Suflet și vezi în El Împăratul. Nicodim nu vedea în Hristos un Împărat. Pentru că nu era născut din nou. Fără nașterea din nou, el nu putea să vadă adevărata identitatea Domnului Isus Hristos. Duhul Sfânt asta spune Scriptura că vine să facă. Ce să facă? Să-l proservească pe Hristos. Evident, Nicodim nu vedea cine e Hristos. Dovada faptului că Duhul Sfânt încă nu lucra în viața lui să-i deschide mintea și să vadă cine este cu adevărat Domnul Isus Hristos. Ce șoc să ai pe împăratul împăraților în fața ta și tu să nu vezi. Și să dovedești prin faptul acesta că nu ești născut din nou, da? Esența problemei e subliniată foarte clar de Domnul Iisus Hristos. Nimeni nu poate vedea împărăția dacă nu se naște din nou. Asta este problema supremă a omenirii. Lipsa nașterii din nou. Traducerea uh, noastră sufere, din punctul meu de vedere, sau cel puțin duce în eroare, GBV 2001, nu știu neterei cum traduce, uh, traduce în felul următor, dacă un om nu este născut din nou. Mama îl naște pe prunc. Noi nu ne botezăm când Că prin botez simbolizăm nașterea din nou. Noi nu ne botezăm, noi suntem botezați. Se face ceva asupra noastră. Cineva ne coboară în apă și ne ridică din apă. De ce? Pentru că noi am fost îngropați împreună cu Hristos și am fost în viață. Altcineva a exercitat asupra noastră o putere supranaturală să facă ceva misterios, tanic, supranatural. Eu nu mă pot boteza pe mine. Eu nu mă pot naște din nou pe mine. Ăsta este, verbul este un pasiv. Nu este un imperativ. Dacă nu te naști tu din nou, dacă nu este născut cineva din nou, întrebați pe cine vreți dumneavoastră toți experții din lume, că asta e limba originală. Da? Domnul Iisus arată că problema principală nu este lipsa botezului, a membralității. Problema principală este lipsa nașterii din nou, da? Și în lipsa nașterii din nou, efectul acestei probleme este că omul nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Vederea spirituală, da? Vederea lucrurilor spirituale vine prin nașterea din nou, nu vine altfel. Iar eradicarea acestei probleme se face prin nașterea din nou. Da? Nașterea din nou este lucrarea supranaturală, tainică, invizibilă, lăuntrică, făcută de Duhul Sfânt, în noi prin care nu suntem declarați, ci suntem făcuți spiritual potriviți pentru împărăția lui Dumnezeu. Da? Și în urma acestei nașteri din nou vedem această realitate a împărăției lui Dumnezeu, natura spirituală a împărăției lui Dumnezeu și, într-un mod special, pe împăratul. Acesta este al doilea punct. Centralitatea nașterii din nou. Dacă nu ești născut din nou, nu poți vedea împărăția lui Dumnezeu. Nu poți avea acces la realitățile spirituale. Cu ochii ăștia fizici nu poți. Vei aștepta numai lucruri carnale, lumești, firești, materiale. Ca asta văd ochii fizici. Ca să vezi spiritual, natura spirituală a împărăției lui Dumnezeu și să vezi pe împăratul împăraților în toată gloria lui, trebuie să fii născut din nou. În al treilea rând imposibilitatea nașterii din nou. Nicodim i-a zis cum se cum se poate, vorbim de putere aici, cum se poate naște un om bătrân. Ia auziți pe Nicodim, poate a doua oară, poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Da? Asta e versetul 4. Uh, Nicodim are o problemă în tot textul ăsta cu puterea. Domnul Iisus merge pe aceeași, pe aceeași linie. Nicodim insistă tot pe chestiunea asta cu puterea. Domnul Iisus merge pe aceeași linie și spune în versetul 5 Adevărat, adevărat spun că dacă nu se naște cineva din, nou, și din apă și din duh, nu poate. Deci avem o discuție aici importantă despre cum se poate. Nicodim în versetul 9 spune, Nicodim i-a zis, tu pe fiat, cum se poate. Foarte interesant. Săptămâna asta am observat prima dată în textul ăsta de câte ori se repetă cuvântul poate în text. În contextul nașterii din nou. Puterea omului în nașterea din nou nu are nici un fel de implicație. Și premiza de pe care lucrau farisei este că omul poate. Nu poate. Doamne, ce trebuie să Fac ca să moșnesc. Păi, el întreabă: Cum se poate face lucrul acesta? Da? Trebuie să. Nu se poate. Nu se poate să vii tu să dărâmi e o istorie de sute de ani și să ne spui nouă că nu se poate face așa ceva, da? Asta e perspectiva lui Nicodim. El vorbește despre puterea omului, da? Și el este complet stupefiat, complet stupefiat că lucrarea aceasta nu depinde nu depinde de forțele lui proprii, da? Asta e ofensator pentru voința omului, pentru firea omului, pentru independența omului. Dar eu cred că Nicodim înțelege cel puțin două aspecte despre nașterea din nou. El compară, preia metafora pe care o folosește Domnul Iisus a nașterii, dar vorbim despre naștere fizică și una din nou. Și vom vedea că Domnul le compară. El preia metafora asta și eu cred că Nicodim în mod corect subliniază două realități despre nașterea din nou. Unul, că nașterea este ...ireversibilă și doi că nașterea din nou este irepetabilă. Adică odată ce ești născut din nou, nu te mai poți întoarce înapoi. Și Nicodim spune lucrul acesta. I-au zis, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pânticele mai sale? Răspuns? Nu, este ireversibil. De asta se face o paralelă între nașterea din nou și nașterea fizică. Odată ce te-ai născut... Nu se mai poate, este irreversibil, este o lucrare pe care Dumnezeu o face odată pentru totdeauna. Nu există nici o frântură de text în Biblie unde ai putea să ai ideea că ar fi o reversiune a nașterii din nou. Nu există așa ceva. A credinței tale false, tu poți să poți să faci ce vrei, ce vrei, cu ea, dar nu a nașterii din nou. Și nașterea din nou este irepetabilă. Auzi ce spune el? Se poate naște un om bătrân. Poate el să intre a doua oară în pânticele maicii sale și să se nască, se poate repeta lucrul acesta? Răspunsul este, nu, metafora de asta este folosită, da? Și Nicodim se află în șoc. Se află în șoc pentru că Domnul Iisus, Nicodim, eu cred că înțelege, nașterea este un început. Asta e nașterea din nou. Nașterea din nou este un nou început. Și Domnul Iisus îi spune unui om bătrân care se află la sfârșit, că toată viața lui nu contează și că el trebuie să aibă un nou Început, păi am trecut toată viața, eu sunt deja la final. Nu mai pot să am un nou început. Așa este, nu mai poți. Dar ca să intri în împărăție, trebuie să ai un nou început. El nu poate să înțeleagă cum se, cum se poate șterge tot trecutul și să ai un nou start chiar la bătrâneță. Asta este o fantasmagorie pentru mintea unui fariseu. Este imposibil așa ceva să vii poate la 60, la 70 de ani și să spui că o poți lua... frate, o poți lua de la capăt. Poți să începi din nou, nu? De să avem noi cântarea asta atât de frumoasă, mi pentru veci, tot trecutul, tot păcatul, e mai corect. Că dacă ți-ai șters trecut, trecutul, ai cam încrucat-o. Și Nicodim nu poate să înțeleagă asta. Nicodim, dacă l-ai fi pus să cânte cântarea asta la botez, eu știu, eu știu, da? Domnul Iisus arată imposibilitatea nașterii din nou și Nicodim înțelege. Un om nenăscut din nou îi se comunică foarte clar că nu se poate naște din nou. El înțelege metafora folosită de Domnul Iisus Hristos a nașterii și el înțelege nașterea este imposibilă, nașterea este irepetabilă, este ireversibilă. Pentru omul, pentru omul firesc este imposibil. Nu se poate pentru omul firesc. Care este esența nașterii din nou? Al patrulea punct. Care este esența nașterii din nou? În ce constă această naștere din nou? Da? Domnul Iisus adâncește șocul. Lovitură după lovitură, prin niște cuvinte foarte bine alese, Domnul Iisus Hristos presează în conștiința lui Nicodim. Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Da? Domnul Iisus ignoră tot ce a făcut Nicodim până acum și insistă asupra faptului că lucrul acesta este imposibil la oameni. Că poate fi făcut doar de Duhul Sfânt. Dacă se putea face ceva pentru nașterea lui din noi, Domnul Iisus Hristos i-ar fi comunicat direct lucrul ăsta. Acum ar trebui să ne întrebăm, nu este, aseară mă gândeam, nu este o cruzime să-i vorbești unui om despre o soluție pe care el nu o poate aplica? Adică să spui, nu se poate, Doamne, e imposibil să naști. sfârșitul vieții, nu se poate așa ceva. Dacă nu te naști, îți repet din nou, dacă nu te naști din apă și din Duh, nu poți să intri în Împărăția lui Dumnezeu. Fantastic! Dar pentru ce spui despre ceva ce eu nu pot să aplic? Nu? Deci, de ce mă învinovățesc într-un fel? Nu e o cruzime pentru om să-i spui că el, el trebuie să experimenteze ceva ce el nu poate aplica în absolut niciun fel. Răspunsul este nu, nu este o cruzime. Pentru că acest pas de a-i vorbi omului despre ceva ce nu poate să facă, este preliminar și elementar ca omul să cedeze și să accepte că altcineva trebuie să administreze medicamentul. Este elementar ca omul să înțeleagă că nu poate. Altfel nu o să se lase operat, nu o să se lase vindecat de Hristos. El trebuie învățat că nu poate. El trebuie convins că nu poate. Oamenii nu se mântuiți nu pentru că ei cred că nu pot să se mântuiască, ci nu se mântuiți pentru că cred că pot să se mântuiască. Uitați-vă la țara noastră, de asta nu se mântuiți. Nu că oamenii au fost la disperare. Dacă nu putem fi mântuiți, atunci nu are niciun sens. Să mâncăm și să bem că mâine vom muri. Nu asta e perspectiva omului. Omul spune, nu pot. Pot să fac puțin? Nu mult, dar pot să fac puțin? O să ajung la balanță? O să se cântărească? O să vedem? Asta e problema omului. Și problema mai mare este că omul mort în păcat nu este în o activitate, în inactivitate spirituală. Moartea spirituală nu înseamnă inactivitate spirituală. Omul mort în păcat nu este în inactivitate spirituală, ci este un bolnav nebun a cărui dorință supremă este să o moare medicul. Asta e moartea spirituală. De aceea omul trebuie că nu poate să facă nimic. De asta vrea să o moare medicul. E și păcătos și și nebun. Pentru că el crede că poate singur să se vindece. Și nu are nevoie de medicul ăla. Motiv pentru care l-au ridicat pe cruce pe medicul suprem. Pentru că creau să se discurcă singur. El vrea să ne strice nouă templu, legea. Noi așa ne mântuim. Ăsta e nebun. Ăsta e îndrăcit. Sus cu el pe cruce. Ăsta vrea să răstoarne mântuirea noastră lui Israel. Împărăția. De asta l-au pe cruce. Ăsta e omul mort în păcatele lui. Nu un om care stă și așteaptă să-l mântuiască Dumnezeu. Nu, el nu vrea să mântuiască Dumnezeu, el vrea să se mântuie singur. De aceea are nevoie de această învățătură. Esența nașterii din nou este nașterea din apă și din Duh. Doctrina nașterii din nou este cea mai simplă cale prin care poți aduce oamenii aproape de nașterea din nou. Doctrina nașterii din nou este cea mai scurtă și simplă cale prin care poți-i aduce pe oamenii aproape de nașterea din nou. Nu pentru că îi prezinți niște pași pe care trebuie să-i facă ca să fie născuți din nou. Și îl aduce aproape de nașterea din nou prin faptul că nu-i prezinți pași prin care poate să fie născut din nou. Pare sucit, nu? Pare pe dos. Dacă ai prezentat, dacă ai venit cu o predică, șapte pași ca să fie născut din nou. Super! Asta m-a așteptat! Bă, frate, ce era așa greu? Dacă tot ai atâtea puncte, spune-ne câțiva pași. care i pașii care trebuie să-i facem? Nu! Doctrina nașterii nu trebuie prezentată în așa fel încât să arate că nu există niciun pas pe care să-l poți tu face ca să fii născut din nou. Asta e problema. Că nu poți să-i faci. Asta este problema. Și asta este, asta este lucru care trebuie făcut. De ce? Că acesta este modul în care omul este adus la disperare, la capătul puterilor, la abandonarea căilor personale și lumești. Exact ce este necesar ca Dumnezeu să facă înainte ca să te naști din nou. Întrebarea este, eu personal vă spun, nu știu dacă asta e o problemă psihică sau da, nu mă pricep în domeniul ăsta așa că pot să pronunțe alți experți. Pentru mine nu există nicio doctrină mai deprimantă în lume decât suveranitatea lui Dumnezeu în nașterea nouă. Pentru mine. Care după cum știți sunt calvinist. De eu stau câteodată și mă gândesc, câteodată îmi imaginez singur că ar trebui să fac ceva pentru mântuirea mea. Eu să fac. Și vă spun, intru într-o deprimare așa lăuntrică, fantastică. Îs inert. Stau pe scaun inert. Dacă stau și mă gândesc, citesc o carte sau ajung să mă gândesc la nașterea nouă, îs complet inert. N-aș putea să mă ridic de acolo să mă duc să-mi cumpăr o pâine. Vorbesc serios. Mă deprimă într-un mod fantastic. Și apoi spun, Fu, stai că eu cred că Dumnezeu El mă mântuie. Fu, gata. Deci mă deprimă. Și asta este necesar. La asta trebuie să ajungă omul. La asta trebuie să ajungă omul. Asta e travaliul prin care omul trebuie tras ca să cedeze la orice lucru în care el se încrede și despre care crede că ar putea cumva să contribuie la nașterea lui din nou. Dacă te gândești bine, Domnul Isus nu așteaptă ca Nicodim singur să se aducă la capul puterilor. Că dacă gândirea ar putea să fie așa, dacă condiția să fii mântuit este du-te și ajungi la disperare și apoi vei fi mântuit, asta este o altă doctrină a mântuirii. Nu e aia biblică. Biblia noastră spune. du și ajungi în depresie și apoi o să fii mântuit. Biblia asta nu spune. Ci vino așa la Hristos și El te va aduce la capătul puterilor el în două propoziții o să te aducă la capătul puterilor. Tu vine la Domnul Isus Hristos. Modul în care vii acum la Hristos este să vii să asculți cuvântul lui Hristos. Trebuie să-l pe Hristos nicăieri, decât în adunarea unde se vorbește despre Hristos. Și el te va aduce la capătul puterilor. Deci ideea nu este, a, fratele Andrei a spus că nu poți să fii născut din nou decât dacă înțelegi că nu poți să fii născut din nou, adică să ajungi la capătul puterilor. O să mă duc undeva să avem la capătul puterilor. Nu e aberant. Tu trebuie să vii la Hristos că o să te aducă el la capătul puterilor. Ceea ce face Domnul Isus cu Nicodim. Deci Domnul Isus Hristos, nu, Domnul Isus Hristos nu îl pune pe Nicodim să facă un pras preliminar nașterii din nou, să se aducă pe singur la capătul puterilor. Nu Nicodim vine la Domnul Isus și el îl aduce la capătul puterilor. Asta a făcut Hristos cu fiecare dintre noi. El ne epuizează întâi. Stoarce din noi toate forțele alea firești și omenești. Și de multe ori, când spunem am ajuns la capătul puterilor, mai avem puțină forță. Și Dumnezeu trebuie să ne mai întindă puțin. Până să cedezi complet și să accepți fără dar și fără plată izvorul apelor vii care vine din crucea de la Golgota. Este necesar lucrul acesta. Și Domnul subliniază aici trei aspecte în versetul acesta despre nașterea din nou. O acțiune spirituală, zice dacă nu se naște cineva din Apă. Apa este simbolul mulți, dacă citești comentarii, te zăpăcești de cap. Apa este simbolul spălării, a curățării. Apa botezului nu curăță pe nimeni. mai trebuie să existe niciun fel de discuție pe asta. A ieșit de acolo, a intrat păcătos și a ieșit păcătos. Știți că este un clipuleț care circulă pe internet în care îl înțelegi. Crezi în Domnul Isus ca Domnul și Mântuitor personal? Da, cred. Vei mai păcătui de azi înainte? Da. Am fost sincer, am spus cum știa că o să mai păcătuiască de acolo înainte? Ce să mintă în apa botezului? O fost sincer și a spus, da, o să mai păcătuiesc. Da, toată lumea a râs și l-a botezat. Nu că l-a botezat. Ce să mintă dacă mințea, nu-l botezat. Nu cum să botezul mincinos. Care crede într-o doctrină eretică a perfecționismului, nu? Evident. Dar nașterea din nou înseamnă o spălare, nu botezul ăla te spală. Nașterea din nou este o spălare interioară, o îndepărtare a păcatului, a autorității, puterii, principiului păcatului din ființa noastră. Da? Este un aspect negativ, o îndepărtare a ceva și este un aspect pozitiv în nașterea din nou, o înnoire pe care o face Duhul Sfânt. De asta spune o naștere din apă, apa spală cei murdari, și din Duh. Este o noire, o îndepărtare, aspectul negativ, și o înnoire, aspectul pozitiv. Și în Sfânta Scriptură veți vedea de multe ori aceste două lucruri mergând împreună. Ne-am dezbrăcat de omul cel vechi și ne-am îmbrăcat în omul cel nou. Da? Ai lăsat chipul cel vechi și am primit un chip care se noiește prin adevărul lui Dumnezeu. Există mereu aceste două aspecte. Unul negativ de îndepărtare a păcatului și unul pozitiv de înnoire. Da? De înnoire. Este și un agent spiritual. Nașterea aceasta o face Duhul Sfânt. Doar Duhul Sfânt poate să spele păcatul nostru la untric. Doar Duhul Sfânt poate să secere firea pământească la rădăcină și să rupă acea putere a păcatului care ne posedă. Acel virus al păcatului care ne înveninează non-stop. Acel cazan care clocotește în noi de nelegiuire și pe care noi nu-l putem stinge. Numai Duhul Sfânt poate să facă lucrul ăsta. El este agentul spiritual. Da? Avem una, o acțiune spirituală, un agent spiritual și un avantaj spiritual. Dacă nu se naște din apă și din Duh, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Nașterea din nou nu te face vrednic de împărăția lui Dumnezeu. Nașterea din nou te face potrivit pentru împărăția lui Dumnezeu. Vrednic de împărăția lui Dumnezeu te face Domnul Isus Hristos când îți dă neprihănirea lui. Potrivit pentru împărăția lui Dumnezeu este când Dumnezeu te transformă ca să ai ceva din natura cerului, da? Din natura cerului. Asta înseamnă că nașterea din nou te introduce în această realitate a împărăției lui Dumnezeu. Îți deschide ochii să o vezi, să o dorești și să trăiești în ea. Există un pasaj în Sfânta Scriptură care pune aceste două elemente împreună. Duhul și apa. Și vorbește despre nașterea din nou. Și important să înțelegem că Biblia vorbește în trecut despre asta pentru că Domnul Isus îi zice lui Nicodim, tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepe aceste lucruri? Deci s-a aștepta că el să știe despre acest adevăr. Domnul nu l-ar mustra pentru ceva ce el nu avea cum să cunoască. Ezechiel 36. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Ce-a vrut Dumnezeu să învețe pe farisei când îi punea să se spele? Ceremonial. Aveau niște obiceiuri ei. Și Domnul îi critică la un moment dat. Că ăștia se spală, când se duc, când vin, știu toate obiceiurile. Ce-a Ce vrut Dumnezeu să-i învețe? Oh, am spălat, eu respect ceremoniile, eu sunt un om plăcut lui Dumnezeu. Nu că ai, nu ești născut din nou. Am vrut să-ți prin asta că ai nevoie de o spălare completă. De o spălare lăuntrică, spirituală, simbolizată în ceremoniile alea. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curăți. Vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate trupul vostru, din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Aceasta este nașterea din nou. Aceasta este nașterea din nou. Apa și Duhul. O spălare și acesta gen Duhul sunt care ne dă, ne împărtășește cu natura Dumnezeirii. La cincilea rând, natura nașterii din nou. Natura nașterii din nou. Domnul explică în versetul 6 ce este născut din carne, este carne. Ce înseamnă asta? Carne ia natura cărnii. Ce se naște din carne transmite natura cărnii. Da? Fiecare animal naște ceva potrivit lui. Așa e normal carnea naște carnea. Și ce este născut din Duh, este Duh. Da? Duhul nostru este mort față de Dumnezeu. Până Duhul Sfânt îl învie. Doar El îl poate învia. Da? Doar El îl poate învia când pune viața lui Hristos în noi. Da? Deci avem nevoie de o înviere duhovnicească pe care numai Duhul Sfânt poate uh, să o facă. Uh, ideea potrivit căreia omul ar putea cumva să contribuie la nașterea să din Duh este o completă aberație. Natura umană nu poate contribui, nu poate ajuta la nașterea din nou. Pentru că este o naștere din Duh. Este Duh că nu ai tu ce să faci acolo. Nu e natura ta. Nu ai cum să produci. Nu ai cum. Logic nu ai cum să contribui acolo. Natura nașterii din nou asta este. Este o naștere din Duh. Este o lucrare invizibilă, interioară. De resuscitare, de de învierea Duhului nostru, când Duhul Sfânt traduce pe Hristos în viețile noastre, când ne unește cu Hristos. Așa se rând. Misterul nașterii din nou. Versetul 7. Nu te... ce spune Domnul? Nu te mira. Să miră în continuu. Nicodin tot cu gura căscată. Mai scapă și el câte o propoziție de... Dar tot cu gura căscată. Ce? Cum? Din nou, țineți în mintea dumneavoastră pe fundal bagajul ăla spiritual pe care l are el. M-am născut în familie de pocăiți, părinții mei m-au dus de mic la biserică, am învățat psalmi, am cântat cântări, am fost la grupele de copii, apoi am fost la orchestră, apoi am mers la tineri. Eu nu am mers cu nicio fată, eu nu am curvit, eu nu am furat, eu nu m-am dus, eu la școală am fost cu minte, eu am învățat, eu am dres, eu am făcut și astăzi am venit să mărturisesc Domnului în apa botezului cât de grozav sunt eu. Asta erau evrei. Exact asta erau evrei. Asta făceau ei. Și vine unul și se spune, nu te putem boteza. Păi de ce? Nu ești născut din nou. Păi cum? Tu cu gura ta ai spus că nu ești născut din nou. Că nu ai nevoie de nașterea din nou. Tu ai venit să-i faci un favor lui Dumnezeu. Ai venit să faci o tranzacție lui Dumnezeu. Ca să ai motive pentru, ca pe parcursul vieții, când asta ta în spital, sau când copiii tăi se îmbolnăvesc, sau când faci un accident și ai da unul să poți ridica pumnul spre Dumnezeu și să-i spui ce performanțe religioase am avut de mic. Și uite ce ai făcut cu mine. De asta nu te putem accepta. De asta nu trebuie să fii botezat. Tu n-ai ajuns în viața ta la capătul puterilor. Tu ești un religios neprihănit, un mormânt văruit, care are nevoie de înviere spirituală. Despre asta este vorba. Și asta spune Domnul Și omul să miră. Cum? Încearcă să refuz. Asta este una dintre tragediile pe care le experimentăm în țara asta. Să refuz cumva pe copilul unui frate din comitet. Să refuz cumva pe copilul unui frate influent din biserică, care de contează acolo, să nu vină la botez. Ce? Nu se poate așa ceva. Copilul meu? Dar ce ai? Ce ai văzut la el? Un spurcat, un stricat, care e problema? Păi ce să se duc la ortodox și la catolic, nu se ducă? Nu despre asta e vorba. Nașterea din nou nu despre asta e vorba. Nașterea din nou este vorba despre o înviere spirituală pe care o face Duhul Sfânt. Nu este despre o decizie a mea sau vreunui păstor sau a oricărui for de conducere legitim sau ilegitim din lumea asta. Este vorba despre o realitate a învierii spirituale. Și eu cu gura mea pot să înșel că sunt născut din nou, dar mulți dintre ei nici măcar nu se chinuie să înșele. Pentru că nu știu ce nașterea din nou și nu știu cum să înșele. Nu știu să facă lucrul ăsta, pentru că nu știu. Nu au experimentat. Și omul care n Un om care... Un om care e foarte nepregătit. Dacă e născut din nou, declarații lui, vorbirea lui va arăta că este viață în el. Și unul care nu este, poate să-și aleagă cuvintele cât de bine vrea el. Își va trăda lucrul ăsta mai devreme sau mai târziu. Și Nicodim este mirat. Ești un om religios. Ești un om din elita religioasă a vremii lui. E bătrân. Și cum? Nu pot eu să înțeleg lucrul ăsta la bătrânețe. Da? Nu putea să realizeze. El era nenăscut din nou. N avea cum să gândească despre nașterea din nou. Să știe ce este nașterea din nou. Da? E șocat pentru că ăsta e singurul aspect absolut. Domnul Iisus nu spune. Da, e bine. Nu, nu Nicodim, stai. N-am vrut să spun că nu e important să te rogi ca fariseul la colțurile străzii și să arăți oamenii ce spiritual ești tu. N-am vrut să spun asta. Nicodim, n-am vrut să spun că nu trebuie să dai uh, uh, zecioală din izmă și din chimen și să faci uh, treaba asta de nebunii chinezi să separe acolo biluțele alea și să spui a zecea parte lui Dumnezeu. N-am vrut să spun asta. Nu. E excelent tot ce ai făcut, numai trebuie să fii născut din nou. Nu, Domnul Sus, ignoră absolut total ce-a făcut, ce -a făcut el, pentru că este irelevant că timp nu ești născut din nou. Total irelevant. Nu, nu doar că nu contribuie la nașterea din nou, împiedică nașterea din nou pentru că te încreze în lucrurile acelea. Te, te încreze în lucrurile acelea, da? Și Domnul îi spune că singurul lucru necesar în mod absolut. Dacă Domnul Iisus Hristos îi spune ai făcut totul, super, trebuie să mai faci și lucrul ăsta, Nicodim n-ar fi avut nicio supărare. Bun, cum am încercat toată viața să fac toate lucrurile astea și am reușit, voi face și lucrul ăsta. Domnul Iisus ignoră absolut totul și spune, există un singur lucru pe care trebuie să-l faci. Da? Sau pe care trebuie să le experimentezi mai degrabă. Care trebuie să fie lucrat în viața ta. Da? Asta este condiția pentru toți de deoprotivă. Dacă Domnul Iisus ar fi spus un Nicodim, fiat Nicodim. Tu trebuie să fii născut din nou, dar alții trebuie să facă lucruri mult mai grozave. Cumva să se pare, domnule, farisei, totuși niște oameni speciali, o partidă mai îngustă. Ăștia au făcut ceva. Domnul Iisus îi pune pe toți pe un calapod. Domnule, e o singură condiție pentru toată lumea. Nu există nicio distinție. Eu sunt fariseu. Nicio distinție. Eu bătrân. Toată viața mea am trăit în religie. Nicio distinție. Toți trebuie să fiți născuți din nou. Asta e misteriul nașterii din nou. A arătat chiar prin cuvintele, prin cuvintele lui Nicodim. Domnul Iisus îi spune, nu te mirea că ți-am spus, trebuie să vă nașteți din nou. Trebuie să vă nașteți din nou nu înseamnă trebuie să te naști din nou. Și trebuie să fiți născuți din nou. Acest cuvânt trebuie mai este folosit în Ioan, de exemplu, 3 cu 14, când vorbește despre necesitatea crucificării Domnului Isus. Adică un lucru stabilit clar în suveranitatea lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu care trebuia să se întâmple. Trebuia să se întâmple. Domnul mai folosește în discuția cu Samariteanca când zice cum trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu în duș în adevăr. Singurul mod în care Dumnezeu acceptă să ne închinăm. Mai este folosit când desc descrie necesitatea învierii. În Ioan 20 cu 9. El descrie cuvântul ăsta o necesitate absolută, incontestabilă. Da? Când Domnul spune trebuie să te naști din nou, adică cu cât este necesară jerfa Domnului Isus pentru mântuire, la fel de necesară este nașterea din nou pentru mântuire. Trebuie să te naști din nou. Nu există nici o altă cale. nicio o altă cale. În al șaptelea rând, imprevizibilitatea nașterii din nou. Nicodim e în șoc continuu. Și Domnul îi spune, dacă dumneavoastră considerați că ăsta e un răspuns care ar satisface un om, eu mă îndoiesc. Deci tu te afli în șoc, ești mirat, nu știi ce trebuie să faci și Domnul spune așa, vântul suflă încotro, o, oh, avem prima dată când se vorbește despre voință aici, dar nu despre a ta. Și auzi? vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Acum, trebuie să înțelegeți că Domnul Iisus Hristos și să vedeți că Domnul Iisus Hristos prezintă lucrarea vântului a Duhului Sfânt, da? metaforizat aici, da? ilustrat aici prin lucrarea vântului, din perspectiva omului. Îi auzi vuietul, dar tu nu știi. Da? Spune ce face Duhul Sfânt din perspectiva mea omenească. Din perspectiva mea omenească, primul lucru subliniat despre lucrarea Duhului, da? Este că Duhul Sfânt este suveran în mișcarea lui. Vântul suflă încotro? Vrea. Iată că avem uh, voința este fundamentală în nașterea din nou, dar nu a ta, a Duhului Sfânt. Este fundamentală. Nimeni nu poate să fie mântuit fără voința Duhului Sfânt. El trebuie să sufle pentru că așa vrea el, că dacă nu suflă nu se întâmplă nimic. Vântul suflă încotro, vrea, spune Domnul Iisus Hristos, încotro vrea. Asta e suveranitatea mișcării Duhului Sfânt, da? Nicodim tot întreabă, cum se poate face? Cum se poate naște? Cum se poate? Cum se poate? Poate, poate, poate. Nu se poate. Duhul Sfânt trebuie să vrea. Duhul Sfânt trebuie să vrea. Da? Nașterea din nou, cred că Domnul arată prin această suveranitate a mișcării Duhului Sfânt că nașterea din nou este incontrolabilă. Ea nu poate fi controlată de om, sub nicio formă. Noi nu putem să aplicăm nicio metodă evanghelistică și acesta este motivul pentru care suntem de multe ori atât de drastici în privința asta. Nicio o metodă evanghelistică nu poate fi folosită pentru a atrage pe Duhul Sfânt, pentru a face pe Duhul Sfânt să mântuiască pe cineva. De aceea noi nu avem voie să improvizăm, să înlocuim metodele biblice de evangelizare. Pentru că Duhul Sfânt nu doar este suveran în mișcările sale, ci și în metodele pe care le aplică. El spune ce metode onorează. El spune ce metode sunt potrivite cu natura lucrării sale. Și nu va onora alte lucrări. Nașterea din nou este incontrolabilă. Nașterea din nou, asta vă va place, este irezistibilă. Vântul suflă cu putere. Nu-i invitat, nu-i oprit, nu poate fi pus într-o cămăruță, nu poate fi pus în palme. Nu... Vântul vine și suflă. Nu-l interesează dacă voi sunteți de acord cu suflarea lui. Dacă voi vreți să-l opriți. noi Am un zid ca să nu mai sufle duhul sunt. Fum! Jos cu el! Tu poți să faci ce vrei tu. Să oprim pe Duhul Sfânt. Să-i facem o cămăruță Duhului Sfânt, vântului. Să-l prindem. La un moment dat este ironic unul din autorii Scripturii. Spune, putem noi să prindem Duhul Sfânt și să-l izolăm undeva? Sau vântul? paralel cu Duhul Sfânt, putem noi să facem lucrul ăsta? Nu putem să facem. El lucrează cu o forță irezistibilă. Motiv pentru care Nezechiel spune că va scoate inimile de piatră și va da inimi de carde. Asta este, asta este, cel mai mare miracol. Asta este cea mai minunată suflare a Duhului Sfânt. Fără el suntem pierduți cu toții și, și provoduim absolut degeaba. Asta e suveranitatea mișcării Duhului Sfânt. Sesizarea mișcării Duhului Sfânt. Asta o putem. Spune și iauz. Vuitul. Când văd Duhului Sfânt, va sufla peste cineva, știi că a suflat. Deci omul acela va reacționa într-un mod atât de diferit de ceea ce a făcut el înainte încât vei ști că e născut din nou. Vei ști că e născut din nou. Nu trebuie să fie preocuparea noastră. Ok, este au fost născut din nou, hai repetă după noi. Nu e așa. Nu e așa. Pe un copil nu trebuie să-l înveți să țipe, el va țipa. Pe un copil nu trebuie să-l înveți. Hai, James, hai, strigă la mama după mâncare. Nu, strigă prea des, asta e problema. Nu-l înveți. Natura lui îi dictează să facă lucrurile acestea. El numai dacă e bolnav nu mai strigă. Numai dacă e bolnav nu mai cere mâncare. Da? Poate să fie viu, dar bolnav. Duhul Sfânt ne naște într-o asemenea măsură și face o asemenea transformare în viețile noastre încât noi vom auzi lucrul acesta. Vom auzi lucrul acesta. Vom auzi. Din vorbele tale, din închinarea ta, Vom vedea din purtarea ta, se va vedea lucrul acesta. I-auzi vuietul, vuietul Duhului Sfânt te transformă pe tine într-un anume mod și face să se vadă lucrarea aceasta lui. Al treilea lucru subliniat aici este sensul mișcării Duhului Sfânt. Dar nu știi de unde vine, deci nu știi proveniența lui, nici încotro merge, da? nu știi direcția lui. Dar Domnul spune tot așa este cu cine este născut din nou. Nașterea din nou este imprevizibilă. Noi nu putem nici să prezicem și nici să preconizăm. Noi nu suntem nebuni, noi vrem să fim oameni născuți nou. Toți! Dar nu e la voia noastră lucrul ăsta. Este imprevizibilă. Este invizibilă, de asta e imprevizibilă. Că e invizibilă, nu o vezi. Nu știi cum bate, din ce direcție, da? Nașterea din nou este imprevizibilă. În al optulea rând, înțelegerea nașterii din nou. Nicodim a zis în versetul nouă. Bun, am înțeles acum. Deci Duhul sunt e suveran. mi a fost cam greu să accept. Cum se poate face așa ceva? Vântul suflă încotro vrea. El face ce vrea. Nu-i treaba ta. Numai o să-l auzi când cu Cum se poate face așa ceva? Omul e în șoc total. Eu cred că repetat singur. Nu mai, el nu mai gândea ce spune. Era într-un asemenea șoc datorită doctrinei pe care i-o prezentat Domnul Iisus Hristos că el nu mai știa ce zice. Atât știa să mai spună. Cum se poate face așa ceva? Și Domnul Isus îi răspunde. Și motivul pentru care Domnul Isus îi răspunde în felul în care o face nu e ca să-l jignească. Ci o spune ca să preseze mai tare în conștiința lui Nicodim. Nicodim, Domnul Isus a zis, Isus i-a răspuns, tu ești învățătorul lui Israel și nu, și nu pricepi aceste lucruri. Deci învățătura nu garantează înțelegerea, priceperea. Nicodim era un expert. Nicodim era un profesor universitar. Nicodim în vremurile noastre nu era, nu avea masterate sau doctorate. Era urcat sus, 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 de tot. El ar fi ținut conferința. El avea și experiența necesară și formarea academică și profesională, dar nu era născut din nou și nu avea niciun drept și nici înțelegerea să vorbească despre nașterea din nou. Ăsta este un lucru foarte important pentru noi. Să înțelegem că cunoașterea noastră, ideile pe care le știm noi, nu produc nașterea din nou. Ele nu produc nașterea din nou. Până nu ești născut din nou, nu poți înțelege nașterea din nou. Nu știu ce se întâmplă acolo. Domnul Iisus apar să, cum spuneau, cu o forță covârșitoare în rana făcută deja în conștiința lui Nicodim și eu cred că Nicodim a fost născut din nou dacă ne uităm la sfârșitul cărții, ce s-a întâmplat și demontează printr-o singură lovitură toată religiozitatea viața lui, succesul lui masiv spiritual. Masiv din punct de vedere spiritual, din punctul lui de vedere spiritual și a celorlalți evrei. Da? Și arată, îi arată că el nici nu a avut măcar la minimul necesar pentru împărăție. Nu a avut nici măcar la minimul necesar. Nu avea minimul. Adică să intre în împărăție. Nu să fie sus. Să intre în împărăție. Cu tot. Nu-i șocant? Să faci chiar atâta. Să-ți dai toată viața. Să, să ai... Uh... Atâtea aspecte care arată viața ta extraordinară, de tot fel, profesional, politic, social, în relație cu legea lui Dumnezeu, moralitatea exterioară, Ce ai tot ce vrei de la un om, domnule. Nu născut din nou. N-ai avut măcar la minimul, n-ai la minimul de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Și într-adevăr, reacția ar trebui să fie asta, dacă el nu dară noi. Cine poate fi atunci mântuit? Și Domnul Iisus când spune, uh, cred că am exagerat puțin, că noi știm că sunt oameni mântuiți, lucrul acesta este imposibil la oameni, dar ce e imposibil la oameni sau cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu care lucrează prin Duhul Sfânt. Da? Care lucrează prin Duhul Sfânt. Așa că ceea ce putem face noi cel mai bine în toată viața noastră, urcând în performanțele noastre spirituale extraordinare, adică ne apropiem imediat de cina Domnului și e foarte important să înțelegem lucrul acesta, tot ce facem noi nu garantează nici măcar minimul pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. Toate performanțele noastre pune la, puse la grămadă. Da? Dar gândiți-vă ce absurditate este să-ți pierzi întreaga viață, întreaga viață, în eforturi religioase de câștigarea mântuirii și să nu fi intrat măcar în mântuire. Da? Și trebuie să atrag atenția asupra acestui lucru. Legalismul, în special legalismul, moralismul, neprihănirea de sine, încercarea de a-ți făuri propria mântuire, dar o combinație din asta de har lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, dar și meritele mele umane, te aduce la o orbire fantastică încât nu mai vezi în Biblie necesitatea nașterii din nou. Nicodim nu știa despre ea. Credeți că Nicodim citise Ezechiel, Isaia, de unde vorbește despre o tăiere în aici, citise? Le știa pe de rost. Era orb, nu vedea nașterea din nou acolo. Nu o înțelegea. Pentru că în momentul în care a intrat pe această nișă a faptelor personale, a neprihănirii personale, cine-i vrednic să stea la cina Domnului? Când a intrat pe nișa asta, nu mai vezi necesitatea nașterii din nou. Nu mai vezi. Și ai nevoie, într-adevăr, de loviturile astea grele ale Domnului Isus Hristos. Care să-ți conștiința, inima de piatră, să pătrundă adânc acolo și să spună, nimic nu-i valabil. Totul e spurcat, mizerabil, stricat înaintea lui Dumnezeu. Cum, Doamne? Exact la trebuie să fie întrebarea. Exact ia trebuie să fie întrebarea. Și avem în al nouălea rând descris aici respingerea nașterii. Nu, adevărat, adevărat să spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră, da? Este o rostire a adevărului în contextul acesta despre nașterea din nou din partea Domnului Iisus Hristos și a celorlalți, și este o respingere a adevărului nașterii din nou, da? Reacția unui om nenăscut din nou la adevărul din na despre nașterea din nou va fi să îl respingă. Orice om nenăscut din nou când aude despre nașterea din nou îl va respinge adevărul ăsta. Îl va respinge pentru că nu îl înțelege, da? Nu există nici un fel de excepție. Omul trebuie întâi să fie născut din nou ca apoi să se gândească la nașterea lui din nou. Și nu vedeți, noi petrecem zeci de ani de zile uitându-ne retrospectiv la ceea ce Dumnezeu a făcut în viața noastră. La miracolul nașterii din nou. Și ne minunăm, dar nu ca Nicodim. Și în ultimul rând, domeniul nașterii din nou. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți în contextul acesta despre nașterea din nou care are loc doar pe domeniul acesta al pământului. Da? În sfera aceasta, în, în, în prima etapă a existenței noastre de pe pământ. Dacă v-am vorbit despre nașterea din nou care este pentru pământ și nu credeți, cum veți crede când voi, voi vorbi despre lucrurile care sunt din cealaltă dimensiune? Cerească, escatologică Da? Și foarte interesant. Și cu asta închei. Omul poate crede în semne, în minuni, poate să-l accepte pe Domnul Iisus Hristos ca învățător, ca o persoană unică, Poate crede că a venit din cer, poate crede că Dumnezeu i-a dat prezența lui specială, dar nu poate crede că El însuși are nevoie de nașterea din nou. Cu ce să-și încercați? Spuneți-le oamenilor, Domnul Isus este așa, da, este. Domnul Isus este așa, da, este. El a făcut, da, a făcut. El a murit, da, a murit. Tu trebuie să fii născut din nou. Nu-i adevărat. Asta este realitatea. Asta este realitatea. Dragii mei, fie ca Dumnezeu în această dimineață, fiecăruia dintre noi să ne dea harul acesta ca în urma lucrării nașterii din nou, să vedem frumusețea împăratului împăraților. Asta este singurul mod în care intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Asta este singura condiție de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Asta este esența discuției noastre. Nașterea din nou. Și dacă cineva din locul acesta nu este născut din nou, e trist, e dureros, mie mi-e greu să spun lucrul ăsta. După 40, 50, 20 de ani, este irrelevant ce ai făcut. Tu trebuie să fii născut din nou. Și primul lucru care trebuie să se întâmple și pe care îl face Dumnezeu, și sper că l-a făcut în dimineața asta, e să-ți demonstreze că nu poți să fii născut din nou. Să te aducă la epuizare, să te stoarcă de puteri. El face lucrul ăsta. El face lucrul ăsta și apoi îți dă viață prin Duhul Sfânt. Fiecare, fiecare dintre noi să avem această viață în noi, să înțelegem esența nașterii din nou și cu câtă mulțumire ar trebui să le apropiem astăzi de cina Domnului, noi oameni care știm că mântuirea noastră. Este un miracol, este o lucrare supranaturală, tainică, misterioasă, invizibilă, pe care a făcut-o Duhul Sfânt fără tine. Fără tine. El a făcut-o împotriva voinței tale. Voința ta n-a avut niciun rol acolo. Singurul care a vrut lucrul acela a fost Dumnezeu. Tu erai nebunul ăla ori care vrea să omori medicul. Și dacă ai fi trăit în vremea Domnului Isus, ai fi strigat la fel, ai fi hulit la fel și ai fi contribuit la fel la omorârea Fiului lui Dumnezeu. Iar el, în bunătatea și în dragostea lui, a lucrat prin Duhul Sfânt ca să ne nască din nou și să fim vindecați prin voința suverană acestui medic slăvit să fie numele lui, numele lui îl vom celebra, îl vom cânta și înaintea lui ne vom închina acum și o veșnicie întreagă. Amin! Amin.